De aceea, iată, vă trimit proroci, înțelepți și cărturari. Pe unii din ei îi veți omorâ și răstigni, pe alții îi veți bate în sinagogile voastre și îi veți prigoni din cetate în cetate, ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat care a fost vărsat pe pământ, de la sângele neprihănitului Abel până la sângele lui Zaharia, fiului Barachia, pe care l-ați omorât între templu și altar. Adevărat vă spun că toate acestea vor veni peste neamul acesta. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Iată că vi se lasă casa pustie. Căci vă spun că de acum încolo nu mă veți mai vedea până când veți zice binecuvântat este cel ce vine în numele lui Iahua. În timpul apostolului Pavel, congregațiile neamurilor din Asia Mică, care au fost chemați să slujească în neprihănire prin a fi asemănător cu Iahușua, erau numiți creștini de către neamurile din aceleași zone care nu erau slujitori a lui Iahușua. Neamurile din Asia Mică, care au devenit credincioși evrei, sunt înregistrați într-o veche enciclopedie britanică din anii 1930, că creștinii timpurii care sunt astăzi diferiți de cei care se numesc creștini dintre neamuri. Da, absolut într-adevăr, au un caracter diferit. Următoarele informații explică modul în care șabatul adevărat din lună, ziua a șaptea, care a fost numit inițial prin vizionarea vizuală a semilunii, luna nouă, a fost schimbat pentru a deveni un sabat de sâmbătă în onoarea zeului păgân Saturn. Adevăratul calendar lunar al lui Iahușua a fost înlocuit cu calendarul solar după Iahușua și moartea apostolilor. În articolul Shaman Sabat, observarea antică a șabatului, găsim următoarele. Cei mai mulți teologi și unii oameni de știință consideră că societatea evreiască în vremea lui Iahușua a practicat o săptămână fixă de 7 zile, aceeași cu săptămâna fixă de 7 zile, care este extrem de îndoielnică. O schimbare de la o lună la o săptămână fixă a fost generată de puterea și influența Romei. Atâta timp cât nazarinii au avut putere în Ierusalim, toate practicile și obiceiurile romane, inclusiv cea a săptămânii consecutive, au fost ținute la limită. Acest articol continuă să explice. Iahușua a observat un șabat, dar acest șabat nu a fost nici sâmbătă, nici duminică. Șabatul nazarinenilor a fost un șabat lunar observat în a 8-a, a 15-a, a 20-a, a 22-a și a 29-a zi a lunii. Acesta era o practică standard în rândul Beniaminii nazarineni și cele mai multe dintre celelalte secte ortodoxe evreiești ale timpului. Observarea șabatului lunar este un vechi obicei semitic, simultan și antedatând din vremea lui Iahușua. Mai mult, afirmă articolul, este o greșeală să presupunem că adepții antici a lui Iahușua au păstrat săptămâna modernă care a avut loc duminică, luni, marți, miercuri, joi, vineri și sâmbătă. La începutul fiecărei faze a lunii, cei mai mulți oameni de știință sunt de acord că conceptul modern al săptămânii a început în primul secol și a fost făcut popular de Roma, deși nu există un acord unanim în acest sens. La vremea lui Iahușua, respectarea șabatului zilei a șaptea a fost o comandă națională pentru cei din Iuda. Beniamen a respectat șabatul în funcție de luna 8-a, 15-a, 22-a, 29-a zi a lunii lunare, dar cei dintre neamuri care au devenit evrei au observat de asemenea un ciclu de șabat lunar. Rapoartele istorice recente confirmă în mod clar că la o dată foarte timpurie, neamurile care au devenit evrei sub apostoli au păstrat același calendar pentru șabat ca și nazarinenii. În articolul Calendarul Shaman Ancient Souls Observers, autorul explică șabatul observat de Iahușua și familia sa nu a fost niciodată o sâmbătă sau o duminică și este calculat într-o manieră total diferită de obiceiul modern de observare a zilelor din urmă.
Metoda de calcul a săptămânii lui Yahushua este în contradicție cu sistemul săptămânii moderne fixe. Conform sistemului calendaristic evreiesc, fiecare săptămână începe la începutul celor patru faze ale lunii. Observarea semilunii lunii noi începe în primul trimestru, atunci nu există al doilea trimestru, al treilea trimestru și ultimul trimestru al lunii. Continuând citim, după a patra săptămână lunară a lunii se termină pe data de 29 zi sau două întunecate, care nu face parte dintr-o săptămână lunară. O nouă săptămână nu începe până la următoarea apariție a crescentului lunii noi, ca fiind prima zi a săptămânii. Acest lucru poate părea ciudat pentru o persoană care urmărește calendarul modern al săptămânilor fixe, dar pentru vechii săteni a avut sens să se întrerupă și să se pregătească înainte de a intra și a începe o nouă lună și un nou ciclu de patru săptămâni. James Dyer, în articolul său Astronomie avansată în texte biblice, scrie descrierile timpurii evreiești ale unui ciclu săptămânal care conține zile singulare periodice sunt foarte clare, iar această informație cuplată cu dovezi furnizate de fenomenele lunare solare măsurabile indică puternic faptul că primii evrei practicau o lună pe baza calendarului. Același autor, într-un alt articol intitulat O privire nouă asupra șabatului creștin, exprimă: acum pare aproape sigur că unele definiții suplimentare ale ciclului timpuriu de șabat lipsesc din tradiția modernă a săptămânii de 7 zile.